Ceapa a atins probabil cel mai ridicat preț din lume. Popularul ingredient de gătit a ajuns să fie chiar mai scump decât carnea de vită. E adevărat că toate acestea nu se întâmplă la noi, ci pe piața din Filipine. Însă nu este de neglijat pentru că filipinezii se pare că folosesc atât de multă ceapă în bucătărie, încât acum se gândesc serios la importuri. Un subiect tratat pe larg de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Ceapa pare să fie atins cel mai ridicat preț din lume pe piața din Filipine, unde a ajuns să fie chiar mai scumpă decât carnea de vită, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. Conform tarifelor cu amănuntul la produsele alimentare monitorizate de Ministerul Agriculturii din Filipine, la începutul anului, un kilogram de ceapă roșie se vinde și cu echivalentul a $11.68, în timp ce ceapa albă este de 3 ori mai scumpă decât carnea de pui și cu aproximativ 25% peste prețul unui kilogram de carne de vită. În condițiile în care explozia prețurilor la ceapă a dus inflația la maximul ultimilor 14 ani, Ministerul Agriculturii din Filipine intenționează să importe 22.000 de tone de ceapă pentru a asigura aprovizionarea pieței interne. Propunerea privind importurile a fost formulată la o reuniune a unui comitet de experți și va fi supusă aprobării președintelui Ferdinand Marcos Jr., care este totodată și ministrul agriculturii. Potrivit secretarului de stat Rex Estoperez, achizițiile de pe piața externă ar fi o soluție bună timp de o lună pentru a reduce prețurile, acesta subliniind însă că importurile vor fi doar o soluție temporară și că pentru moment nu există planuri care să vizeze alte importuri. În Filipine se consumă aproximativ 17.000 de tone de ceapă pe lună, iar Ministerul Agriculturii de la Manila se așteaptă ca după aprobare importurile să ajungă cel mai târziu în prima săptămână din februarie. Alături de usturoi, ceapa este un ingredient important în bucătăria filipineză, iar explozia prețurilor a afectat serios consumatorii, în special în perioada cheie a sărbătorilor de sfârșit de an.